Îmi pare foarte rău, am avut încă un moment foarte greu când domnul Pițurcă m-a chemat la echipa națională, Stelea se accidentase. Da. Era Țețenioraru, e 99 România-Ungaria și joi m-am accidentat la genunchi și apăra Lobonț. Deci Pițurcă mi-a zis că o să fiu eu titular, asta e un pic de ghinion în care puteam să am și să fiu titular la echipa națională. Bineînțeles, contra Ungarie, unde am fost făcut ură de tot de presa maghiară. Când asta? În 99. Ai fost făcut de presa maghiară urât de tot? De ce? Da, că spunea că cum îmi stă mie ca să ascult himnul, sunt tricou românesc. Oh. Și eu în perioada când am fost în Ungaria, da, am făcut un ziarist, era de la Magyar Szó sau ceva de genul ăsta. Așa. Și el a făcut un interviu cu mine care, bineînțeles că era fals. Așa. În care spunea că chiar venise Gică Hagi înapoi, că declarațiile mele ar fi fost că echipa României cu Hagi sau fără Hagi același lucru sau ceva de genul ăsta și așa. Chiar am fost atacat atunci foarte tare de presă, da, dacă s-a adevărat declarațiile care le-am făcut, adică le-am făcut, au apărut, bineînțeles că nu le-am făcut, așa, dar a fost o chestiune destul de urâtă și chiar George Păunescu venise cu cenaclul Flacăra în incinta cantonamentului și a făcut o emisiune cu noi, deci cu toată echipa, da, și la un moment dat, ca să fiecare, ca să dedice o melodie, da, pentru și da, era Gică Craioveanu și cred că cu Adrian Ilie și eu zis, na, pentru Zoli aza seip. Deci melodie, niște lucruri în care... Dar vezi cum era povestea asta? Erai practic pentru unguri, erai un trădător, pentru români erai un ungur cumva. Adică erai cumva, tu erai în aer, la un meci de ăsta, tu nu erai nici cu... Toată lumea te ura pe tine, ura, e mult spus, dar erai dușman pentru toată lumea, practic. Era o chestiune foarte simplă și clară, nu? Deci în momentul când trăiesc în România, sunt român în primul rând. Că sunt cetățean maghiar, asta e altă treabă, dar în primul rând era onoare ca să lupt pentru țara mea, că până la urmă eu trăiesc aici, deci da, nu am treabă cu da, cei de acolo. Dar nu. Deci, ca și presă, lucrurile de senzație au încercat și ea să caute ceva, să fie o sămânță de scandal.